Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Una din instituțiile patronate de Consiliul Județean Maramureș, care suscită un interes sporit în spațiul public, atât din punct de vedere al bugetului, estimat la 30 de milioane de euro anual, dar mai ales prin prisma ceea ce se întâmplă în activitatea curentă, este fără doar și poate Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Maramureș. Despre unele aspecte privind managementul direcției și prin prisma evenimentului tragic de astăzi, stăm de vorbă cu domnul Hosu Florin, lider al Confederației Cartel Alfa, filiala Maramureș, și Viorel Conțiu, vicelider și reprezentant al Sindicatului Salariaților DGASPC Maramureș. Bună seara, domnilor, și bine ați venit! Bună seara! Bună seara! În ultimii 10 ani, stimați invitați, DGASPC Maramureș a fost subiect de scandal aproape permanent, cu efecte negative, bineînțeles, asupra beneficiarilor. Noastră cunoașteți activitatea direcției de mulți ani de zile. Care era situația în timpul directoratului doamnei Cornelica Ilia, Anei Moldovan, actual inspector general școlar, și evident a domnului Nicolae Boitor? Era totul liniște și funcționa din plin? Sau ce am putea spune? Eu mi-amintesc așa vag niște episoade, dar aș vrea să le spuneți dumneavoastră. O să încerc să, pe scurt, să vă dau un răspuns, având în vedere că sunt, reprezint pe linie sindicală de mulți ani această lucrătorie din cadrul direcției. Vedeți, dumneavoastră, fiecare unitate condusă, și ne referim aici la instituțiile publice, au conducători, fiecare are plusuri și minusuri, așa cum și eu am plusuri și minusuri. Depinde la ce ne raportăm, depinde cât dorim să le exploatăm și dacă vom dori să le exploatăm, și aici intrăm direct pe imaginea direcției copilului, sunt mai mulți factori determinanți în funcționarea corectă a acestei instituții, factori care nu întotdeauna sunt controlați de către conducerea DGASPC-ului. Vorbind despre acești ultimi trei manageri de care ați făcut vorbire, doamna doctor Ilia, domnul Boitor Nicolae și doamna Costei Alina... Nu, am spus doamna Ana Moldovan, actual inspector, și dânsa a fost acolo. Eu pe dânsa nu am cunoscut-o, n-am prins-o. Ați prins-o acolo? Este mai veche. Doar că, vedeți... ca ceva să funcționeze și o mașină, cu cât investești în ea și pui piese, depinde ce piese pui, noi sau second, așa și funcționează mașina. Ne, sub o formă sau alta putem să facem o comparație. Aici intervine măestria, să zicem, a gospodarului și, da, sunt plusuri și minusuri la fiecare. De fapt, suntem oameni. Ce ne-ați putea spune dumneavoastră, domnule Conțiu? De cât timp sunteți în cadrul direcției? Din 2005. 2005, ce? Da. Asistent maternal. Asistent maternal, da. Dar noi aici avem o problemă mare cu asistența maternală. Da, și am tot prezentat-o de-a lungul timpului. Acum, de exemplu, li s-o redusă bani de handicap, 25%, care îs probleme. O să vorbim și despre aceste probleme, dar spuneți-mi, ce vă amintiți din 2005, de când sunteți acolo? Asta suntem în 2018, da. 13 ani au trecut. Asistență maternală, știți cum e, tot lăsați. Odată, să dau aia 600, e foarte puțin. Am făcut un calcul, domnul Hosu, abia acoperă mâncarea și transportul. Deci, atâta nu indiferent acoperă. De persoana care s-a aflat la conducere, asistenții maternali au primit puțin bani. Foarte puțin. Și au fost probleme întotdeauna. Și 24 de ore din 24. Răspunderea mea e și serviciu, cum se zice, că e răspundere. Da, ce știți, era liniște și totul funcționa din plin înainte să vină doamna Coste? Tot așa a fost. De când atunci s-a redus cu pe vremea lui domnul Boc, cu 25% salariu, de atunci s-a afectat mai tare. Totuși, Direcția de Asistență și Protecția Copilului este una din marile consumatoare ale bugetului județean. Ne-ați putea spune, domnule Hosu, cât salariați sunt acum în aparatul de specialitate, în structurile din teritoriu, câți asistenți maternali sunt, poate ne spune domnul Conțiu, și câți beneficiari sunt în sistem? Pot să vă spun că sunt în jur de 1000 de lucrători în cadrul direcției, începând de la conducerea unității și până la partea de jos a lucrătorului.
Asistenți maternali, o să vă spună domnul Conțiu, în jur de 300 de asistenți sunt maternali. Sunt 300? Da. 300 de aproape, acolo. În jurul acestui număr. Și acum, despre numărul beneficiarilor, îmi este mai greu să vă spun, pentru că vedeți dumneavoastră... Aș fi dorit să fie cineva din conducerea direcției astăzi la emisiune, mai că sunt câteva instituții din Maramureș de unde primim refuzuri. Nu știu din ce cauză. Cum este Inspectoratul Școlar Județean? Dau exemplu doamnei Ana Moldovan, care nu prea n-a ieșit niciodată aici la emisiune în public. Doamna Coste Mădăras la fel. Este așa o reticență? Nu doresc să vină la emisiune. Eu nu cred. Vedeți, părerea mea că unii au o repulsie față de media. Nu trebuie neapărat fugit de presă, pentru că presa ce este? Este portavocea oamenilor. Este mai ușor să te uiți la televizor, să urmărești o emisiune pe o instituție, pe o tematică și poți să-ți faci un punct de vedere. Este greu pentru a face o emisiune cu doi reprezentanți sindicali, pentru că sunt detalii pe care noi nu le poate cunoaștem. Nu le cunoașteți, de aceea pentru că nu întotdeauna pe noi ne interesează unele lucruri. Pe mine mă interesează ca lucrătorul să fie foarte bine reprezentat. Trebuie să avem o deschidere și comunicare în urmărirea respectării legii. Și trebuie să fie transparență. Și trebuie să existe transparență. Referitor la bugetul direcției, într-adevăr, sunt sume foarte mari. Dar aici trebuie, și pentru acest lucru este bine să fie prezent un conducător al unității, pentru că aceste sume nu sunt în totalitate a direcției copilului. Sunt indemnizațiile de handicap care trec prin direcția copilului, dar aceste sume de bani, o mare parte din sumele de bani doar trec prin instituția aceasta, nu se folosesc de banii respectivi, direcția nu se folosește de banii respectivi. Deci, pentru acest lucru este necesară prezența unor persoane care să spună lumii și lumea să schimbe imaginea față de unele situații de acest gen. Atunci când cineva nu dorește să apară în față cu un raport la o emisiune, probabil se poate interpreta că are ceva de ascuns. Noi nu vrem să credem acest lucru, nu cred că este cazul. De acolo informație și chiar prezența în emisiunea doamnei Coste Mădăras. Poate că vom reuși prin telefon astăzi să o contactăm. O să vedem până la final de emisiune. Domnule Hosu, oricum dumneavoastră participați la discuțiile purtate cu conducerea direcției, inclusiv la semnarea contractului colectiv de muncă. Aș vrea să ne spuneți care este atitudinea actualei echipe manageriale față de nevoile membrilor sindicaliști și ce nemulțumiri există în acest sens. Și după aceea vreau să abordăm și problema asistenților maternali. Pot să vă spun că în acest moment actuala conducere a direcției este mult mai flexibilă în comunicare și în intenția de a rezolva problemele. Față de cum era Boitor? Și pe vremea doamnei director Ilea și pe vremea domnului director Boitor. Cu tot respectul pentru doamna doctor Ilea, am prins o perioadă scurtă. Ce mi-aduc aminte este că foarte greu am negociat contractul colectiv de muncă. Era o femeie, un conducător destul de zgârcit, dar asta nu înseamnă că nu avea pozitivitate. Doar că ținea la bani și pe vremea aceea salariile se negociau. Într-adevăr, se negociau, nu se stabilau ca și acum printr-o lege a salarizării unitare sau unice, mă rog, cum vrem să o denumim. Adică erau oferite după merite, oarecum? Cât de cât erau oferite după merite. Dânsa știa, doar că noi, sigur că da, Dânsa cunoștea foarte bine lucrătorii, cunoștea pe fiecare în parte și... Pentru noi, membrii de sindicat, vrem să-i reprezentăm la maxim pe toți. Și aici ne găseam mai greu corespondentul. Cât despre domnul director Boitor, dânsului, nu știu, era frică parcă să aplice unele, chiar și pe lege, unele prevederi legale și de multe ori ne-am dus în instanță, am câștigat procese și nu pe puțini bani. Domnul Boitor, cu toate că era bărbat,
parcă nu avea curajul necesar și încrederea necesară când spuneam ceva, domnule director, vedeți că ar trebui așa, nu ne băga în seamă sau ne ducea cu vorba. Revenind la conducerea actuală, atât cu doamna director Alina, cât și cu directorul adjunct al acestei instituții, avem o comunicare foarte bună și cu conducerea, partea economică, directoarea economică, doamna Griguța, doamna Curteanu, doamna director adjunct. Și am prins curaj și noi sindicatele, dar și conducerea a văzut că este mai util să comunicăm, mai util să fim deschiși, să punem tot ce avem pe masă, pe partea legislativă, ceea ce primim noi sindicatele, poate mai repede, în momentul de față pot să dau un exemplu, se negociază sporul de, regulamentul de sporul care va fi aplicabil de la 1 martie și astfel putem să evităm scurt circuite în acordarea unor drepturi salariale. După cum știți, de-a lungul anilor, presa a prezentat multiple nereguli la Direcția Generală de Asistență Socială, de la numiri în conducerea instituției pe criterii clientelare, până la angajarea unor rudeni fiind sau apropiația unor demnitari locali. Ce știți dumneavoastră, ca reprezentant al sindicatului, despre acel grup, mafia aceea care acționează în interior și cum se manifestă aceștia? Pentru că așa a fost numită de presă, mafia. Bun. Întotdeauna putem avea îndoieli. Eu repet, am fost atent la ceea ce reprezint. Bineînțeles că nu eram străin de ceea ce prezentați dumneavoastră media și poate că aveam puncte de vedere, dar întotdeauna nu m-am angajat într-o acuză sau a spune ceva. În primul rând așezam foarte bine lucrurile, lucruri care nu mă interesau, chiar dacă erau dureroase, nu insistam pe ele. Eu sunt concentrat să reușesc să reprezint salariatul, membru de sindicat, lucrătorul, până la urmă, și aici este toată concentrarea mea. Restul am făcut, la un moment dat, sesizări unor organe, instituții, abilitate să facă unele controle în cadrul direcției, sigur că acesta, da, doar că am făcut sesizările respective, de acolo am lăsat ca lucrurile să decurgă normal prin instituțiile care aveau obligativitatea să verifice cele sesizate de către sindicate. Bineînțeles că acolo, când observăm lucruri care ar putea să deranjeze, în ghilimele, bugetul instituției și atunci unii salariați, lucrători, pot să piardă sume de bani ca și drepturi salariale, normal că intervenim și încercăm să reparăm. Dar, repet, în ultima perioadă nu am avut probleme. Singura problemă care o avem acum și suntem în dialog corect și paralel cu, adică ne intersectăm cu conducerea, este a încerca pe asistența maternală să reglăm unele lucruri ca și drept salarial, doar că aici nu mai depinde de către conducerea nici a Consiliului Județean, nici a conducerii direcției, ci trebuie intervenit pe lege și la nivelul Ministerului Muncii, acolo trebuie să arătăm lucruri care nu sunt normale în acest moment, din punctul nostru de vedere. Domnule Bălconciu, să ne explicați despre problema asistenților maternali. Păi, cea mai mare durere, cum am zis, aia 600 e foarte puțin. E transportul, de exemplu, la Gros și Țibleșul, la Târgu Lăpuș, plătește abonament 230 de lei. Din 600, 16 lei 50 pentru mâncarea. Deja o ieși, da pe haine, da pe rechizite, da pe câte medicamente. Asta e un aspect. După aceea, sâmbetele, duminicile, sărbători legale, noi nu suntem plătiți. 8 ore suntem plătiți de luni și până vineri. Restul, pauză. Mai aveți și alte nemulțumiri? Deocamdată așa mi se-a spus. Cu instituția aceasta? Noi avem relații bune. Nu pot să zic că instituția, dacă distrus nu vin niște legi ca să ne stăm. Noi pe gradate suntem plătiți, dar e slabă. Are 1450 de lei un asistent maternal în 24 de ore care e o lună de zile. E foarte puțin. Sărbătorile și la astea nu-i plătit deloc, v-am zis. În a doua parte a anului 2017 a demarat o acțiune de monitorizare a activității direcției, iar luna octombrie
Anul trecut a fost prezentat în Consiliul Județean Maramureș un raport legat de starea patrimoniului. Ați auzit de acest raport, domnule Hosu? Da, am auzit, nu l-am parcurs, am înțeles că se plângeau câțiva, că e foarte... foarte lung raportul, dar prezenta... A fost să ne arate o mulțime de nereguli. Dacă le știți, aș vrea să le spunem telespectatorilor și ce măsuri au fost luate în unități și în instituție. Nu o să fac o analiză a acelui raport, pentru că nu-i datoria mea, doar că știu că în urma acelui raport, cred că la acel raport a lucrat domnul Șamoghi, a fost foarte concentrat pe a încheia acel raport. Practic este un om, din punctul meu de vedere, foarte corect și chiar am încredere în ceea ce a scris domnia sa. Și a sesizat multe lucruri. În urma raportului s-au luat unele măsuri și aici pot să vin cu unele exemple de investiții, că de fapt acest lucru este necesar la un moment dat în direcția copilului, de investiții în centre și în case. Vreau să vă spun că în cadrul centrului de la Poenele de Sumunte s-au schimbat, s-au pus termopane, s-au făcut modificări la încălzire. Deci sunt pași făcuți, doar că finanțarea aceasta nu mai ajunge. Se fac foarte multe referate de necesitate și este, nu imposibil, dar destul de greu să pui o prioritate, pentru că nu știi niciodată, îți apare altceva și lucru prioritar trece pe locul 2 și apare altceva ca și prioritate. Eu știu că intenția Guvernului României este ca pe viitor să se reducă cât mai mult numărul beneficiarilor din centre și case, dar aici ne referim la beneficiarii normali, fără nicio afecțiune de sănătate. Evenimentul care s-a întâmplat astăzi, că putem face vorbire și despre el, ne arată că trebuie să se mai investească, nu neapărat că trebuie să se investească. Cineva trebuie să urmărească foarte bine nivelul calității lucrărilor pentru care se dau bani. Aici trebuie să fim foarte atenți, aici cel care recepționează lucrarea trebuie să fie foarte atent, pentru că în momentul când ți-ai asumat prin semnarea acelei recepții, îți asumi și responsabilitate. Și pentru că ați amintit de acest eveniment, în această dimineață, să le spunem telespectatorilor, la Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap din Siget, s-a prăbușit tavanul unei încăperi, provocând victime, deși în perioada 2005-2010, în clădirea de pe strada Dragoș Vodă numărul 41, au avut loc lucrări de reabilitare și modernizare, parte din lucrări fiind efectuate de controversata firmă a primarului, a fostului primar, da, Ovidiu Nemeș, a fost primar în Siget. Credeți că există vreo legătură între firma unui primar condamnat pentru corupție și calitatea lucrărilor efectuate? Adică eu vă spun, să facem orice cu banii statului? Cred că trebuie să fim foarte atenți când semnăm o recepție. Cred că trebuie să fim foarte serioși în utilizarea banului public și să nu facem un deviz pe hârtie și în teren să se găsească de fapt altceva. Iar acest accident poate să ne dovedească că da, această lucrare s-a făcut una pe hârtie alta, sau poate să ne spună nu, s-a făcut, așa s-a întâmplat. Dar părerea mea este că dacă acum, în 2010, s-au făcut intervenții pe această clădire, n-ar fi avut voie să se întâmple un astfel de accident. Depinde ce s-a lucrat acolo, depinde de vizul de lucrări, ce a fost cuprins în devizul de lucrări, și sunt convins că instituțiile vor verifica. Discutăm despre responsabilități, discutăm despre viața oamenilor. Chiar dacă beneficiarii de acolo sunt cu dizabilități, sunt oameni bolnavi, este viață de om. Pentru acest lucru mă duc înspre asistenții maternali și tot timpul am subliniat și în cadrul Ministerului la întâlniri de responsabilitatea care au această categorie de lucrători. Toată lumea zice că asistentul maternal susținea în trecut că face o afacere. Este într-adevăr o afacere, este un loc de muncă, doar cu ce responsabilități? Legea 153 în momentul de față
cât de cât le respectă activitatea de sâmbătă, duminică, pe un procent derizoriu, 7,5 primesc un procent de un spor până la 7,5, doar că conducerea unității a promis și sunt convins că se vor ține de cuvânt să acorde la maxim acest spor. Nu este în sumă foarte mare, dar vedeți, li s-a dat un spor de 7,5, dar li s-a tăiat un spor de 25% pentru asistenții maternali care aveau grijă, au grijă de copii cu dizabilități. Deci, credeți-mă, este umilitor să tai un spor de, în sumă, putem vorbi de 400-450 de lei, să iei din buzunarul, nu buzunarul asistentului maternal, așa, din buzunarul acelui copil cu dizabilități, pentru că cheltuielile, vreau să vă spun că și domnul vicepreședinte a făcut la începutul emisiunii o mică prezentare, am făcut un calcul și am prezentat acest calcul domnului președinte al Consiliului Județean, ce înseamnă 600 de lei, dar de fapt ce înseamnă cheltuiala peste această sumă care nu decontează nimeni. Deci nu este o afacere. Din punctul meu de vedere, este o afacere pentru asemenea care are un loc de muncă și în viitor o pensie. Așa este, cum zice domnul Hosu? Și normal că am dus... Cum ați putea cataloga acest caz care s-a petrecut la Sighetul Marmației, domnule Conțiu? Prea mult nu-l cunosc, dar totuși o răspundere acolo pentru atâția copii sau cât îți, sunt, o lucrare care s-a făcut, din ce cauză nu fă bine lucrat, nu fă... Aici experte trebuie să protecția muncii. Să verifice în ce cauză. Nu fă pus material de ajuns, nu fă la recepție, să se vadă. Dar luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la acest subiect. Sigur, mi-ar fi plăcut să avem aici o persoană din partea instituției, din conducere, măcar să lămurim toate aceste probleme, pentru că sunt întrebări pe care le adresez stimabilor invitați, însă dânsii nu cunosc îndeaproape toate problemele, știm doar din prisma sindicatului ceea ce se întâmplă și poate câteva lucruri în plus, dar așteptăm poate pe viitor și din partea direcției mai multe amănunte. Publicitate și ne întoarcem.